rece și voie bună, de asta au avut parte mai mulți copii cu dizabilități din orașul Soroca. Micul concert le-a fost adus în dar de copii ansamblului Clopoțel. Am venit cu niște melodii foarte frumoase și sper că le-a plăcut. Noi am vrut să le aducem zâmbet pe față și să facă sănătoși. Acest lucru le-a reușit. Micii spectatori au rămas satisfăcuți. Mi-a plăcut băieții cum dansau, cântau. La sărbătoarea noastră sunt 30 de copii. Mulțumesc că mamele au putut să-i deplaseze. Pregătit pentru toți o masă dulce. Sper că copiii vor fi mulțumiți. La eveniment au participat și reprezentanți de la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei. Prin intermediul Fondului Local de Susținere Socială a Populației, care a hotărât în acest an să ofere o sumă de 310 lei persoanelor de categoria 1-a, 2-a și a 3-a. În pofida acestui lucru, părinții recunosc că e foarte greu să te descurci cu acești bani. Cheltuielile sunt destul de mari. Ajutoare, am primit un singur ajutor când am făcut o operație în, la Vinița. Am fost cu Marie, ne-a ajutat cu un mic ajutor. Așa, în rest, cât în pensia care primim. Acum s-au ridicat 800 lei. A să vedem, poate iarna ne să acorda un ajutor care ne-a plătit în tățanii, care 200 de lei pentru lumină, cât acolo pentru gaz, cât ne se revine, cât e 300. A să vedem cum o să fie. Eficiența acești 800-1000 de lei. E foarte puțin, fiindcă numai pe pampersurile care sunt, care necesită în toată ziua, sunt foarte costisoare. Micul concert a culminat cu o masă dulce, banii pentru care au fost oferiți de primăria orașului. În astăzi vreme, ищем спонсоров для того, чтобы открыть какой-то социальный центр, в котором такие дети могли бы проводить дневное время, свободное время, для того, чтобы с ними могли работать психологи, кинетотерапевты, логопеды, в зависимости от того, кому какая консультационная помощь нужна. Deși aceasta este doar o idee, părinții o susțin. Tu ar fi binevoit așa serviciu. Poate așa și mai ușor și pentru părinți și pentru copii ar fi mai bine acolo în centru și ala. Ar avea ocupații mai multe. Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este marcată în Republica Moldova din anul 1992. În raionul Soroca sunt circa 600 de copii cu dizabilități.